Bine ați revenit! Continuăm seria de mesaje Noua ta identitate. Serie în care vorbim despre lucrurile spirituale care s-au schimbat în viața unui om care a fost născut din nou. Conștientizarea acestor lucruri e absolut vitală în ceea ce privește viața noastră de credință. Iar eu personal cred că e imposibil să împlinești voia lui Dumnezeu pentru viața ta de acest pământ, fără să cunoști aceste adevăruri spirituale. În episodul de astăzi, vom înțelege că aceeași putere care l-a înviat pe Hristos din morți e în fiecare persoană care a fost născută din nou, în urma credinței acesteia în mesajul Evangheliei. Al Evangheliei Harului. Când vorbim de Evanghelia lui Hristos, trebuie neapărat să vorbim în același timp de har, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre Evanghelia Harului. Hristos și Harul sunt totdeauna împreună. Nu poți vorbi de har fără Hristos și nici de Hristos fără har. Din păcate, mesajul Evangheliei Harului nu e un mesaj foarte popular printre credincioșii care sunt la credință de mai mulți ani. Aceștia vor ceva mai interesant, mai profund. Majoritatea cred că acest mesaj al Evangheliei are ca scop doar mântuirea sufletului, sau mai bine zis, predarea vieții lor lui Hristos. Însă Evanghelia nu se oprește aici. În urma ascultării și înțelegerii mesajului Harului, se poate obține iertare, vindecare, restaurare, pace, curaj, speranță sau bucurie. Care este mesajul Evangheliei? 1. Că Dumnezeu Fiul s-a făcut trup, a venit pe pământ și a murit pe cruce, ca să ia pedeapsa păcatelor mele și ale tale asupra Lui. Că a fost mort 3 zile și 3 nopți și că a înviat după aceste 3 zile, ca astfel oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Acesta este mesajul care a schimbat lumea. E mesajul care a schimbat istoria lumii și viețile oamenilor pentru eternitate. Fără înviere, moartea lui Iisus nu ar fi avut niciun efect asupra noastră astăzi. Doar datorită învierii putem fi siguri că păcatele noastre sunt într-adevăr iertate. Învierea lui Hristos a fost o manifestare extraordinară a puterii lui Dumnezeu pentru întreaga omenire. Și Pavel ne spune în Efeseni capitolul 1 următorul lucru. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Apostolul Pavel se roagă ca fiecare dintre noi să ni se dea o revelație duhovnicească de a înțelege cine este Hristos cu adevărat. Știți, una e să ai doar o informație despre o persoană, și cu totul altceva să cunoști acea persoană, știind lucrurile care îi fac plăcere și care nu. Și doar Duhul Sfânt îl poate descoperi pe Hristos cu adevărat. Și Pavel continuă să ne spună și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți. Pavel continuă să se roage ca să ni se lumineze ochii, adică vorbim din nou de o revelație duhovnicească. Însă, de data aceasta, se roagă să ne înțelegem chemarea
Și care este bogăția slavei în sfinți? Cine sunt acești sfinți? Cei care au murit și sunt astăzi în prezența lui Dumnezeu? Nu. Ei nu mai au nevoie de revelație acolo unde sunt. Noi suntem acei sfinți. Pavel se roagă să ni se reveleze această bogăție a slavei care este în noi chiar acum. Însă ce este această bogăție a slavei în sfinți? Și Pavel continuă să ne spună. Și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărimea puterii sale, după lucrarea puterii tăriei lui, pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șeadă la dreapta sa în locurile cerești. Prin faptul că Dumnezeu l-a înviat pe Hristos din morți și a demonstrat nemărginita putere. Și dacă Dumnezeu poate să învie omul din morți, oare ce problemă poți tu să ai ca să fie prea grea pentru Dumnezeu de rezolvat? Oare care problemă poate fi mai mare decât moartea? Dumnezeu are putere și peste moarte. Și într-o zi, chiar foarte curând, cu toții vom experimenta această putere. Când ne va învia pe noi, cei care vom muri înainte de revenirea lui Hristos. Aceasta este bogăția slavei care este în sfinți. Adică în noi, această putere care l-a înviat pe Hristos din morți. Puterea care l-a înviat pe Hristos din morți e în tine și în mine. În fiecare om care și-a dedicat viața lui Hristos și acum îl urmează activ. Fiindcă e ușor să spui că vrei ca Hristos să devină mântuitorul tău, însă nu e la fel de ușor să spui că ești și Domnul tău și să urmezi ceea ce El îți cere. Dumnezeu ne-a pus la dispoziție tot ceea ce avem nevoie ca să trăim o viață de biruință pe acest pământ. Nu avem nevoie de mai multă putere ca să rezolvăm problemele din fața noastră, ci trebuie doar să ne rugăm pentru revelație, ca să înțelegem că toată puterea de care avem nevoie vreodată e în noi chiar acum. Și vă provoc la un timp de post și rugăciune în care să meditați la acest pasaj din Efeseni, capitolul 1. Eu am postit 3 zile împreună cu soția mea, meditând doar la acest pasaj și rugându-mă să înțeleg că această putere chiar este în mine. Nu spun că am o revelație completă asupra acestui pasaj, însă pot spune că după cele 3 zile ceva s-a schimbat în viața mea. Și de atunci nu mă mai văd la fel. Nu mă mai văd la fel cum eram înainte ca să meditez la acest pasaj. Am început atunci să înțeleg cu adevărat cine sunt în Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu are o putere fantastică de a schimba orice om care își îndreaptă inima înspre El. Aceeași putere care l-a înviat pe Hristos din morți este în tine. Și Dumnezeu a pus această putere în tine ca să împlinești chemarea Lui care este peste viața ta. Puterea care l-a înviat pe Hristos este puterea Duhului Sfânt care este în tine și dorește să manifeste puterea lui Dumnezeu prin tine. Lasă-te călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, ca cei care te văd pe tine să laude pe Dumnezeu în pricina ta. Și nu ca să se mire de semnele și de minunile pe care Dumnezeu le poate face prin tine datorită acestei puteri care a pus-o în tine. Mă rog ca Duhul Sfânt să vă descopere noua voastră identitate în Hristos. Ca astfel Biserica lui Hristos să devină o forță în această societate care este condusă de plăceri și de tot felul de filozofii drăcești. Și mă rog ca harul și dragostea lui Iisus Hristos să fie cu voi toți. Fiți binecuvântați!